Bine v-am găsit, vărsători! Voi face etalarea pentru I Ching, deci I Ching-ul, pentru 15 august, 15 septembrie, da? Deci voi începe cu resursele voastre și întrebarea va fi ce trebuie să faceți pentru a avea resursele pe care vi le doriți. Începeți cu 9, deci un yang schimbătoare. Un 7, un yang tânăr. Șase, yin schimbătoare. Prima trigramă și a doua trigramă. Începe cu un 7, un yang tânăr. Opt, yin tânăr. Și un 7, un yang tânăr. Deci trigramele componente. Jos, trigrama inferioară este Sun. Trigrama superioară este sau filit floricica, e prea cald. Este Li cu Sun de 50. Deci 50. Ding, vasul ritual. Imediat. Cinci. Vasul ritual. Trigramele componente. Se vede foarte bine. Sus, Li, foc, strălucire, frumusețe. Jos, Sun, vânt blând, lemn, penetrație, sentința. Ding sugerează vasul și succesul mare, nașterea unei noi calități. Vasul de sacrificiul, avansare, mare și succes. Comentariu. În Ding avem figura simbolizată a unui trepied. Vedem simbolul lemnului intrând în cel al focului, ceea ce sugerează ideea gătitului. Înțeleptul prepară prin gătire ofrandele în scopul de a le oferi zeului, precum și pentru a face mari festivități la care își hrănește înțelepții și capabilii. Avem simbolul supunerii flexibile și cel care sugerează urechea gata să asculte și ochi clar văzători. Avem de asemenea linia slabă, avansând și acționând în sus, în locul central și corespunzător liniei puternice de dedesubt. Toate aceste lucruri sugerează ideea de progres și mare succes. Această hexagramă continuă ideea din hexagrama 48, fântâna. Apa dintr-o fântână este dătătoare de viață, vasul de gătit însă face posibilă echilibrarea dintre foc și apă, intrarea în scena unei calități noi superioare. Focul și lemnul se contopesc pentru ca în vas să aibă loc schimbarea. Înțeleptul îi prezintă sacrificiul
între pliedul său stăpânului, universului, cel care îl alimentează fără sfârșit pe cel virtuos și înțelept în cinste și pace. Văzul și auzul celui înțelept se ascult. Astfel, sacrificiul și câștigarea grației se leagă între ele și înțelegerea acestuia aduce succes. Marele simbolul lemnului și deasupra lui cel al focului formează din gomul superior în concordanță cu acesta, își menține corectă orice poziția sa și menține securitatea întâlnirii cu cerul. Vom merge mai departe la relații. Ce trebuie să faceți pentru a avea o relație așa cum vă doriți voi? Prima linie. Este un 7. Este Yang tânăr. Tot 7. Yang tânăr. Nouă. Yang schimbătoare. In tânăr, 8. Tot un 8, un in tânăr. Nouă. Yang schimbătoare. Deci avem Kun și jos 2, cred eu. Dar trebuie să verific să nu greșesc. Jos este linie continuă, linie continuă, 2. 2 cu Kun de 45. Cui? Adunare. Deci 45, cui, adunare, trigramele componente, sus, dui, mlaștină, lac, satisfacție, mulțumită, jos, cun, pământ, feminin, pasiv, receptiv, sentința. În starea sugerată de cui, regele va repara templul său antic, va fi avantajos, de asemenea, de întâlnit omul cel mare, conștiința sa, iar apoi va fi progres și succes. O rămânere în aceeași poziție și o continuare cu o nouă calitate. Cu toate că avantajele trebuie să vină prin corectitudine fermă, folosirea marilor victime va duce la noroc bun, iar mișcarea, indiferent de direcție, va fi avantajoasă. Adunare, cuplare, trei împreună, succes, regele ajunge la templul străbun, este bine să se caute omul cel mare, atunci va urma succesul, este indicat să se stabilească acum țelul de urmat. Comentariu. Cui sugerează condiția unirii de a aduna.
Avem în ea simbolul supunerii, așa cum am și spus, adunarea, nu? Docile, mergând până la satisfacție. Există linia puternică în locul central și corespunzătoare cu aceasta. De aici vine unirea. Regele își va repara templul antic cu cea mai mare pietate filială. Își prezintă ofrandele pentru străbuni. Va fi avantajos de întâlnit omul cel mare, conștiința lui, și va fi o prosperitate și succes. Uniunea făcută de el se va remarca prin corectitudine. Folosirea marilor victime va conduce la un noroc bun. Toate se fac în acord și la ordinul cerului, deci al divinității. Dacă privim la modul în care au loc adunările, pot fi văzute tendințele naturale a cerului și pământului. Hexagrama sugerează imaginea adunării și a virtuții, forțelor, bunurilor oamenilor. Am ajuns în acea situație ca să putem îndeplini conform nivelului nostru sarcina pentru utilizarea bunurilor și forțele din provizia atribuită, solicitarea unui sfat înțelept. Înțeleptul remarcă ceea ce unește practic de la sine și astfel dă sfatul conform voinței superioare. El s-a pregătit și se pregătește pentru ceea ce este invizibil. Marele simbolism, simbolul pământului și cel al apei, unei mlaștini crescând deasupra lui, formează cui omul superior, în concordanță cu acesta, își are armele în bune condiții pentru a fi pregătit împotriva evenimentelor neprevăzute. Vom merge la sănătate. Ce ar trebui să faceți pentru a avea sănătatea pe care vă doriți, vitalitatea, energia pe care vă doriți și simțiți că aveți nevoie poate de ea? Haideți să vedem. Prima linie, ce trebuie să faceți pentru sănătatea voastră. Aveți un nou yang schimbătoare. Opt in tânăr, tot un opt, deci cum? Tot un opt. Yang tânăr. Opt. Yin tânăr. Trigramele componente. Sus este Dui, nu, scuzați-mi, nu. Can. Can cu cun. Opt. B. Solidaritate. Solidaritate. Trigramele componente. Sus, can, apă, groapă, pericol.
Joscund, pământ feminin pasiv receptiv, sentința bi indică, în condițiile pe care le presupune, că există noroc bun, o reușită, dar trebuie lăsată partea principală a intenției din ea să fie reexaminată, de exemplu prin divinație, indiferent dacă virtutea sa este sau nu mare, continuă și fermă. Dacă este așa, nu va fi nicio eroare. Cei care nu au odihnă vor veni atunci la el. Pentru cei care vor veni prea târziu, nu va fi bine. Unitatea, colaborare, noroc, dacă și în continuare ne adresăm înțeleptului, primim semnele valoroase și perene. Calea unității nu este greșită, cei care întârzie o vor păți. Deci, comentariu B indică faptul că aici există noroc bun. Numele de B denotă ajutor. Faptul că cei inferiori îi urmează docil pe cei superiori. Lăsați grupul principal intenționat în el să se examineze calea divinației, indiferent dacă virtutea sa este sau nu mare, continuă și fermă. Dacă este așa, nu va fi eroare. Toate acestea decurg din linia puternică în centrul trigramei superioare. Cei care au odihnă vor veni cu el. Cel înalt și cel scund vor răspunde subiectului său. Pentru aceia care sunt prea întârziați la sosire, va fi rău. Pentru ei drumul este noroc bun indicat. Acest simbol, în mod formal, este strâns legat de cel anterior, însă relația pământului și apei s-a inversat. De data aceasta, calea înțeleptului este unirea, alianța, căutarea păcii. Trebuie să se caute cu cine și în scopul cărei cauze să vă aliați. Dar pierderea momentului potrivit pentru această alianță duce la dezavantaje irecuperabile. Dacă voi sunteți chiar alianța, atunci, pentru un sfat referitor la poziția voastră, adresați-vă înțeleptului cărții prin divinație. Astfel, veți fi ascultători, docili, pentru a avea pace, liniște, marele simbolism, simbolul, deci, pământului, iar deasupra lui cel al apei formează bi. Regii din antichitate, în concordanță cu acestea, au stabilit diferitele state și au menținut o relație afectuoasă cu părinții lor. Aceasta a fost, vă doresc numai bine!